Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului construirea depozitului ecologic de la Sârbi, investiție care se realizează în cadrul proiectelor Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș și fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș. Avem în față un proiect de hotărâre prin care practic aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru restul de lucrări care trebuie realizate la depozitul ecologic de la Sârbi. Rest de lucrări în valoare de 216 milioane de lei, din care 136 de milioane de lei alocați de către Guvernul României, de către Ludovic Orban, și 34 de milioane de lei rest din lucrările neexecutate în urma contractului din 2015, contract care a fost realizat. Avem neeligibil TVA-ul, care va trebui suportat ori de către Consiliul Județean, ori printr-o hotărâre de guvern din bugetul Ministerului Finanțelor. Practic, acest proiect, în stadiul în care se află, trebuie să aprobăm acești indicatori tehnico-economici pentru a putea scoate la licitație proiectare cu execuție, și aici fac referire la faptul că următorul contractor pe care îl vom avea pe restul de lucrări va avea posibilitatea inclusiv să reproiecteze restul lucrărilor care trebuie făcute la depozitul ecologic. Vă aduc aminte faptul că suntem pe un proiect european și că Consiliul Județean Maramureș, în calitate de beneficiar, își asumă responsabilitatea în ceea ce privește implementarea acestui proiect, deja fazat din 2007-2013 pentru 2014-2021. Având în vedere că avem o prelungire până în 2023, până în 2023 va trebui să finalizăm proiectul de management integrat al deșeurilor, și anume obiectivul de investiții de la Sârbi, comuna Fărcașa. În caz contrar, suntem obligați să returnăm banii înapoi. Valoarea proiectului este de aproape 261 de milioane de lei, lucrările de execuție prevăzând construirea unui depozit ecologic de deșeuri conform, compus din 4 celule, având capacitate totală de 1.946.000 de metri pătrați și o suprafață a depozitului propriu-zis de 11,84 de hectare.